Simbruale, Simbruale. O părere despre mine și după aia vă urmă întrebări. Da, mulțumesc, bună ziua. Dar știam că o să fie un meci greu, o să vină motivați, că na, Zimbru e o echipă mare și fiecare vrea să demonstreze împotriva noastră că se joace bine. Nu i-am subestimat de la început, știam că o să fie un meci greu. Ne bucurăm că am câștigat și e un pas important înainte spre câștigarea cupei, ceea ce ne dorim și e un obiectiv pentru acest club. Astăzi ați avut un adversar dintr-o altă divizie. În sfertul deja este posibil, foarte posibil că veți nimeri cu o echipă mai puternică. Ce așteptări aveți de la următoare rundă și cum vă motivați voi să câștigați? Da, e normal să întâlnim adversari mai puternici, să avem meciuri mai grele. Contează să ne organizăm bine, să luptăm și să câștigăm fiecare meci, care să ajungem în finală și să câștigăm. A fost un meci în care ați știut că totul va, golurile vor veni sau v-a enervat un pic echipa asta care a stat mai mult în apărare? Da, echipa a jucat foarte bine, adică s-a apărat prima repriză și noi am făcut unele greșeli. Am vorbit de la început să nu o subestimăm, chiar dacă e o echipă dintr-o ligă inferioară. Cu toate astea, mă bucur că am dat golul și am merge mai departe. Urmează două meciuri grele cu Dacia și împotriva echipei din Bălți. Da. Cum trebuie să luați echipa ca să obțineți succesul? Ne bucurăm că astăzi am câștigat. Este un prilej bun pentru moralul nostru. Ne așteaptă un meci greu la Zarea. Trebuie să ne motivăm bine să obținem un rezultat bun. Mai avem 4 meciuri grele și trebuie să obținem maximul din aceste meciuri. Simbruale.